mai în alb și negru, să nu nuanțăm iarăși cum face toată lumea. Tema va fi apa. Apa care ne deranjează pe absolut toți prin prețul ei și nu în ultimul rând prin scandalurile care tot apar pe niște măriri de preț pe care le știam cu toții din 2009 și nimeni nu a spus nimica de ele. Dumneavoastră sunteți văzut ca fiind capul răutăților de la APASER. Da, ce ne puteți spune despre acest lucru? În primul rând, bună ziua, bună seara sau bună dimineața spectatorii, telespectatorilor virtuali, celor internauților. O emisiune în alb și negru, dar amândoi suntem îmbrăcate în roșu. Nu, nu o să iasă. Nu o să iasă. Mă surprinde afirmația dumneavoastră că eu sunt capul răutăților de la APASER. Sunt doar unul dintre cei 6 consilieri care au fost desemnați de către Consiliul Județean, de către cei 34 de consilieri plus președintele, care are și el un vot în cadrul Consiliului Județean, să reprezentăm interesele Consiliului Județean în adunarea generală a acționarilor de la societatea APASER. În primul rând, aș vrea să fac precizarea că acționar la societatea APASER, conform actului constitutiv al acestei societăți, este județul Neamț și nu Consiliul Județean sau președintele Consiliului Județean. Am să-mi cer scuze că vă întrerup, l-am invitat și pe domnul președinte la această discuție sau la o discuție paralelă cu discuția care o am cu dumneavoastră pentru ca cititorii noștri și spectatorii noștri să vadă ambele puncte de vedere, dar din motive subiective sau obiective domnul președinte a refuzat să exprime și punctul dumneavoastră de vedere. Așa că am să vă rog să continuați și să încercăm să fim cât mai succinți. Ce se întâmplă cu prețul apei? Deci, în primul rând, haideți să facem un pic de aducere aminte, ca să lămurim foarte, foarte clar ce înseamnă această societate de interes județean, APASER, care furnizează un serviciu licențiat. Din câte știu eu, în județul Neamț există o singură societate care are licență pentru furnizarea acestui serviciu de alimentare cu apă și epurarea apelor uzate. Dacă în trecut erau mai multe societăți înființate pe lângă consiliile locale ale municipiilor, orașelor și a unor comune, în momentul în care a apărut acest master plan de gestionare a apelor la nivelul județului și, dacă vreți, puțin mai larg la nivel regional, aici discutăm de bazinul Siret-Bistrița, împreună cu colegii noștri din județul Iași și județul Suceava. E posibil ca în momentul în care vom discuta despre regionalizare să discutăm, să avem un alt operator care să fie nu un operator județean, ci să fie un operator regional. Ideea aceasta este apărută după 2004-2005, a apărut programul ISPA, despre care știm foarte bine, cele 29 de milioane de euro. Știu și nemțenii, vă garantez că... Afectate municipiului Piatra Neamț? Ne-a povestit domnul Pruteanu de acest program de ne-a zăpăcit. Da, dar programul ISPA și domnul Pruteanu, el n-a fost început în mandatul domnului Pruteanu, el a fost finalizat în mandatul, în perioada 2008-2012, pentru că nu are nicio legătură cu mandatul unui președinte sau al Consiliului Județean. Deci fac încă o dată precizarea. Acționar este județul Neamț, acționarul majoritar și majoritatea comunelor din județul Neamț. Cred că, cer scuze iar că vă întreb, cred că faceți o greșeală probabil din cauza acestui război mediatic. Să știți că toți cei care se uită la noi pe internet și cei care ne citesc publicația știu foarte clar aceste lucruri. Știu că prețul e din 2009, știu cine îl aprobă, știu ce... Noi nu putem să ne jignim cititorii și privitorii noștri, cum fac alte publicații, nu putem să-i luăm de proști. Ei știu exact despre ce este vorba. Ne tot intrăm într-un tăvălug de acesta media în care explicăm același lucru de 100 de mii de ori.
Este clar că prețul este aprobat de primarul principal din județ. Este clar că el trebuia să se mărească pe un anumit grafic din 2009 încoace. Nu înțeleg de ce ies aceste discuții tocmai acum, când toate aceste lucruri, deci tot ce se discută astăzi, se știa clar din 2009. Nu a intervenit nimic nou. Problema este determinată, această discuție este pornită de un singur personaj din județul Neamț, care, fiind în imposibilitatea de a face ceva pentru județul Neamț, de a rezolva ceva din programul cu care s-a prezentat în fața electoratului, este foarte ușor să ataci un subiect deosebit de sensibil. Și aici mergem pe două direcții. Prețul unor utilități pe care populația le suportă. Și aici mă refer la prețurile reglementate, adică energie electrică, gaz, gunoi menajer, apă și apă epurată. Și al doilea subiect, acesta general, cineva este cel mai cinstit om din județul Neamț și alții sunt cei care fură. Eu am văzut de-a lungul timpului că dumneavoastră ați fost extraordinar de corect în publicația dumneavoastră și ați pus câteva întrebări pertinente acestui personaj, în special președintelui Consiliului Județean, care se vină cu dovești. Deocamdată doar vorbește, păi vorbește foarte mult, incită populația, fără să vină cu nici un fel de discuție. Haideți să fim... Deci suntem în faza în care hoțul strigă hoții. Haideți să fim puțin sinceri. Presupun că este foarte greu din partea PSD sau PDL să asume acest lucru. Noi ne putem da cu părerea și noi spunem că sunt două lucruri care se văd de pe lună. Zidul chinezesc și faptul că PSD-ul este alături de PDL. Chiar dacă nu este ceva oficial, se vede acest lucru. Acest lucru îl reclamă și domnul Tărâță. Această asociere în vederea jefuirii APA Sierpului. Dar, înainte de această asociere, noi am observat o asociere între, tot la APA Sierp, între UNPR și, pe cealaltă parte, UNPR. Era o asociere între multe părți ale UNPR. Haideți să fim, asociere se poate face între PSD și orice altă formațiune politică privind jaful de la APA Sierp. Eu înțeleg că în media s-a lansat ideea că în mandatul trecut există acest jaf. Deci nu vorbim după 2012. Toate afirmațiile făcute privesc niște fapte anterioare anului 2012. Ca pionier în agresiunile asupra jafului de la APA Sierp, putem să spunem că noi chiar am fost primii care, știți, și dumneavoastră am ieșit împreună cu domnul Balan și am atras atenția la foarte multe lucruri care se întâmplă în neregulă la APA Sierp. Chiar domnul Balan a fost mazilit pe această temă. Asta este opinia noastră. Chiar sunt foarte curios unde erau colegii din presă în momentul în care noi ne băteam cu cei de la APA Sierp. Din câte am înțeles eu, majoritatea erau la caserie la APA Sierp în casa o reclama. Probabil acum, dacă s-a mai tăiat șurubul, au și ei liber la vorbit. Dar haideți totuși să vedem cum stau lucrurile. Acolo este o bătălie pe acest robinet de la APA Sierp. Că APA Sierp, în afară de robinetul cu apă, este și un robinet de resurse, trebuie să fim sinceri. Nu înțeleg un lucru. Domnul Tărâță, UNPR-ul sau cine o fi, presa, așa mai departe. Cineva sesizează niște jafuri la APA Sierp. Da? În calitate de persoană publică, haideți să spunem că presa ca presă are rolul de a critica și a avertiza. Dar cei de la Consiliul Județean, domnul Tărâță, un consilier județean, un consilier de al domnului Tărâță, cineva a depus vreo plângere penală împotriva celor de la APA Sierp sau împotriva celor acuzați sau suspectați de furt de la APA Sierp? Au sunat la 112 sau doar au țipat pe geam? În primul rând, am remarcat o afirmație a dumneavoastră și chiar mă bucur că ați făcut-o, că din momentul în care la APA Sierp s-a strâns șurubul banilor către o anumită parte a presii, presa respectivă a și sărit pe
societatea APASER și deodată încep să se prezinte mari nerealizări. Unde erau acei din media care, în momentul în care au primit sume imense de bani de la APASER și probabil că o să vină un moment în care vom face publice toate sumele primite de societățile de media din Piatra Neamț de-a lungul timpului. Hai să spunem în ultimii 5-6 ani și o să vedeți că în perioada în care acele societăți au primit sume substanțiale, n-au spus absolut nimic. Deodată, în momentul în care s-au trecut, hai să spunem, pe niște baze echitabile de împărțire a sumelor pe media, pe publicitate, pe, eu știu, o serie de servicii care sunt făcute de dumneavoastră cei din media, deodată lucrurile s-au schimbat la APASER. Până la acel moment nimeni n-a avut nimic, absolut nimic de spus. Deodată sunt campionii luptei împotriva corupției de la APASER. În ceea ce privește Consiliul Județean, pentru că tot vorbiți de Consiliul Județean, de consilieri, de președinte, de consilieri. Cei care acuză. El poate să acuze, dar trebuie să vină și cu probe. Și mi se pare incorect să iei și să îți arunci neputința ta ca președinte a Consiliului Județean în care nu poți face absolut nimic pentru că vorbești doar din auzite, fără să pătrunzi în miezul problemei și să arunci vina asupra Consiliului de Administrație. Ai văzut că n-ai succes Consiliul de Administrație, ai trecut la reprezentanții Consiliului Județean la adunarea generală a acționarilor de la APASER. Și eu pun următoarea întrebare și o pun publică. Ce hotărăsc reprezentanții Consiliului Județean în cadrul adunării generale? De câte ori trebuie să se întâlnească? Iau ei aceste hotărâri de atribuire a lucrărilor, de atribuire a unor lucrări către societăți cu dedicație. Răspunsul este nu. Nu este atributul adunării generale și n-am făcut-o niciodată de când sunt membru în adunarea generală a acționarilor. Nici măcar nu avem dreptul să discutăm lucrurile acestea. Lucrurile acestea sunt făcute de compartimentele de specialitate, sunt verificate de organele de abilitate ale statului, sunt supravegheate de Consiliul de Administrație, dar în anumite limite. Iar Agamani nu fac lucrul acesta, nu facem noi. Și chiar am rămas surprins citind astăzi o parte din presa locală de acuzațiile care ni s-au adus urmare a desfășurării ședinței de ieri de la APASER. Deci lucrurile sunt în totală necunoaștere de către acest personal și președintele Consiliului Județean. Credeți că sunt necunoaștere sau... Nu, sunt necunoaștere. Spre deosebire de colegii noștri din presă, eu trebuie să vă pun întrebările mult mai directe și mult mai tăioase, pentru că pe noi ne omoară omul dintr-un click. Vă rog. Cât de mare este cașcavalul ăsta pe care se bate toată lumea la APASER? Ce investiții vor fi în acest an? Pentru că, haideți să fim serioși, suntem în România. Totul se face cu anumite direcționări. Eu personal nu am suspiciuni că nu ar fi caiete de sarcini aranjate, așa mai departe. Haideți să vedem, Oleacă, cât e cașcavalul ăsta? Cam cât? Adică merită toată bătălia asta? Deci, în primul rând, eu nu agreez termenul de cașcaval. În schimb, spune-mi de ciolan. Cam cât de mare este? Deci, nici măcar de ciolan. Ca... Ce investiții se vor face? Că este un termen... Se uită oameni la noi. Da, eu nu pot să le spun că totul este un termen corect. Un termen consacrat. Deci, despre ce putem să vorbim? Vorbim despre... sumele acelea de peste 100 de milioane, 109 milioane, 117 milioane, privind programul... Oamenii au intervenit, au reclamat, au blocat licitații, au găsit un lucru în neregulă sau doar vorbesc așa ca să... Nu avem niciun fel de informație că până la acest moment există vreo intervenție a președintelui sau a oamenilor... Sau altă firmă care să conteste. A domniei sale privind modul în care s-au desfășurat licitațiile. Deocamdată sunt afirmații la nivel declarativ. Iar... Păi, haideți să recapitulăm. Plângere pe loc. Plecând de la, cum am spus, imposibilitatea de a veni în fața locuitorilor județului Neamț... Păi nu, este o problemă în momentul în care faci la cineva o reclamație penală și nu este susținută, se cheamă, dacă nu mă înșel eu, tot penal. Pentru că este denunț calomnios. Există. Și se întoarce invers. Eu subștim foarte bine că aceste reclamații penale pot fi făcute prin intermediul, știm foarte bine cum, și să nu apară numele unei persoane, ca ulterior, în momentul în care
eventual se dovedește că a fost un denunț calumnios, să poți să răspunzi în fața. Dar nici așa nu s-au făcut. Deci nu am cunoștință, hai să fiu corect. Deci nu poți face afirmații pentru lucruri pe care nu le știu. Eu vorbesc doar plecând de la afirmațiile publice făcute de președintele Consiliului Județean. Deci până în acest moment. Ok, se fură la apa țeală. Unde se fură la apa țeală? La prețul apei? Nu. Asta se știa din 2009. Nu, stați puțin. În 2009, plenul Consiliului Județean a aprobat strategia. A aprobat strategia, da. Și a dat mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitare. Care este compusă din principalii primari. Din toți primari. Deci sunt 11 primari. Nu, acolo este comitetul director. Da. Deci este comitetul director. Da. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Acua Neamț cuprinde toate comunitățile locale în care societatea APASER furnizează acest serviciu public de alimentare cu apă și eventual de neutralizare a apelor uzate, pentru că sunt comune în care încă nu există sisteme de colectare a apelor uzate și de neutralizare, de epurare. Foarte concret, dacă domnul Duchel și dumneavoastră și eu ne hotărâm toți împreună ca de mâine metru cub de apă să fie 100 de euro, da, putem să facem acest lucru fără să ne aprobe prețul primarii din principalele orașe din Piatra Neamț, din județul Neamț? Păi, în primul rând, trebuie să trecem de un element care se cheamă Autoritatea Națională de Reglementare a Prețurilor din Servicii, da? Celebrul ANRSC, care vine și analizează elementele... Să zicem că trecem și de ăla, avem un pil acolo. Putem să trecem de primari? Nu, cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Deci, orice se întâmplă cu prețul apei, este aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, da? Care are în conducere 11 primari din județul Neamț. Da. Deci dacă cei 11 primari din principalele orașe și comune din județul Neamț spun nu vrem să mărim prețul apă, el nu se mărea. Nu. Deci lucrurile sunt un pic altfel, pentru că în 2009 s-a aprobat strategia, iar această strategie a stat la baza a vizării și a aprobării de către Uniunea Europeană acestui proiect mare de 190. Înțeleg, se dădeau bani înapoi, corect. Da. Dar dacă primarii vreau să se întoarcă cu fundul sus, se duceau cu fundul sus, dădeau bani înapoi și nu măreau prețul. Nu, dar s-a nu dădeau ei bani înapoi. Banii înapoi... Toată lumea. Dădeam toată lumea banii aceștia și eu cred că în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Acua Neamț sunt oameni responsabili care știu foarte bine... Dar dacă ei aprobă prețul la apă, de ce toată această... Au aprobat. Nu știu cum să vă spun, toată această șaradă media se duce către ei, către APASER. Au aprobat, pentru că acest memorandum este valabil până în luna iulie 2013. Începând din acest moment, nu mai există nicio obligație din partea Asociației de Dezvoltare să facă dovada că există posibilitate de susținere a costurilor pe care trebuie să le aibă societatea APASER. Deci din acest moment, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară nu mai are mandatul din partea Consiliului Județean. În momentul în care de acum se va mai pune în discuție o eventuală majorare a prețului la acestor servicii de apă și de canal, vom trece prin plenul Consiliului Județean, așa cum s-a întâmplat până în 2009. Deci, din momentul acesta, vom discuta doar la nivel de Consiliul Județean. Dar, ca să fiu iarăși corect cu dumneavoastră, cu telespectatorii, noi am avut o discuție în plenul CJ-ului pe această temă și s-a hotărât înființarea unei comisii conduse de unul din consilierii domnului președinte, domnul membru în Consiliul de Administrație. Le-am spus deja celor care se uită la noi, știu deja povestea, știu că oamenii domnului Tărâță s-au dus la APASER să micșoreze prețul la apă, au văzut că nu se poate, s-au întors înapoi la domnul Tărâță și au cu coada între picioare. Nu, au făcut un raport. Acest raport, eu l-am primit, probabil l-ați primit și dumneavoastră. Nu, chiar nu l-am văzut. Am înțeles că nu pot și era clar că nu puteau, nu aveau cum. Păi, nu, plecând de la elemente de cost, în acest moment, prețul la apă în județul Neamț reprezintă și sunt exact costurile care sunt în spatele calculației de preț. Ar trebui să micșorăm prețul la energie electrică.
imposibil, nu? Aproape 24% din prețul de furnizare a apei reprezintă acest preț de, la energie electrică. Este un preț național. Pe unul, vreo 4 sau 5% reprezintă redevența plătită la apele române. Este iarăși o redevență națională. Putem să facem ceva. Haideți pentru... să vedem puțin cu ce s-a discutat în presă. Da. Eu am să vă spun foarte sincer. Am înțeles că au fost puse recent la STV câteva probleme de către domnul Bălănescu, foarte bine documentate. Și tind să-i dau dreptate pe unele contracte și pe tot ce s-a făcut acolo. Au mai apărut și la noi cele care ne le-au spus domnul Bălan, au mai apărut și în alte ziare. Sunt și foarte multe elemente care, haideți să fim sinceri, sunt adevărate. S-au dat bani cu duiumul în niște locații prestabilite. Adică miroase de la distanță că numai un anumit furnizor de servicii au luat contracte, nu au anumită presă, au luat bani. Astea sunt chestii foarte clare. Când se vor rezolva aceste lucruri la APASER, să fie scoase de cei de la APASER și puse pe masă, cinstit și transparent, nu să vină domnul Bălănescu cu hârtii, nu să ieșim noi, nu să iasă monitorul sau altcineva. Pentru că vă dați seama, până când nu se va rupe odată pisica, toate acuzațiile astea vor cădea în capul dumneavoastră. În capul celor care... conduceți oarecum, AGA, CEA, conducerea APASER. Toată lumea spune că le țineți pitite pentru că nu știu eu ce poți favorizați. Nu, chiar mă simt jignit în momentul în care se fac afirmații de genul acesta și mă simt jignit ca membru și reprezentant al Consiliului Județean în adunarea generală a acționarilor de la APASER. Și iarăși repet, adunarea generală discută bugetul de venituri și cheltuieli, aprobă exercițiul financiar și eventual numește pe un mandat de 4 ani Consiliul de Administrație. Asta facem noi cei de la din Adunarea Generală a Acționarilor. Deci noi nu suntem în... Îmi pare foarte bine că v-ați simțit și bine. Vreau să vă întreb. Vă rog. Sunteți atâția în AGA. Sunteți atâția în CEA. De ce nu mă dedic cu statinția toată lumea? Care, de ce nu se ia de ceilalți din Consiliul de Administrație? Doar sunt atâția. Sunt atâția și în Consiliul... De ce nu sare presa pe ceilalți? La gâtul la ceilalți? Pentru, probabil că am avut curajul să spun lucruri pe nume. Unor lucruri pe nume care au plecat de la nefuncționalitatea în parametrii corecției ai Consiliului Județean Administrativ. Nu vorbesc de partea legislativă, vorbesc de partea administrativă, da? Am fost eu care a vorbit despre faptul că președintele are 4 consilieri, plătiți fiecare cu 3.200 de lei pe lună, am înmulțit pe un an de zile și a ieșit mâncarea pe o lună pentru asistații din centrele de copii sau centrele de bătrâni. Nu? Deci a deranjat faptul că am spus și voi spune întotdeauna lucrurilor pe nume. S-au deranjat unii că ieri, în cadrul adunării generale a acționarilor... Am auzit că ați fugărit un membru, un EPR de acolo. Deci eram președintele de ședință, am întrebat compartimentul juridic. Știind foarte bine legea și fac o paranteză, vreo 12 ani am colaborat cu cea mai mare companie americană de investiții din România și... Am participat, să am eu păr în cap, la câte adunări generale ale acționarilor, la societățile în care fondul de investiții era acționar. Și știam foarte bine, foarte bine știam legea. Și am întrebat de ce participă respectiva doamnă Iacob. Mi s-a spus că este reprezentantul personal al președintelui. Păi de ce nu ați lăsat-o să facă ce acolo? Vă dați seama ce complicat o să fie acum domnului președinte să afle el ce s-a vorbit acolo? Dar s-a spus... Îngreunați munca, lăsați femeia să vadă, domnul, să vă înregistreze. Ordinea de zi este publică, a fost publică, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a patra, a fost publicată pe site-ul societății, a fost publicată în ziar de circulație. Dar dacă venea domnul Tărâță, îl primeați? Poftiți? Dacă venea personal domnul președinte, îl primeați? Avea aceeași soartă. Dar cine e domnul Tărâță? Dar cine este domnul Tărâță să participe? Deci, unul, noi am fost mandatați de către plenul Consiliului Județean. În Consiliul Județean suntem 34 plus președintele 35. Deci el ne-a votat și ne-a dat mandat să îl reprezentăm. Dacă era o problemă care excedea mandatului nostru, atunci mergeam în plenul Consiliului Județean și ceream un mandat special. Adică eu nu sunt capabil și ceilalți 5 colegi ai mei să gestionăm
atribuțiile care le avem în adunarea generală acționarilor de la PASER și avem nevoie de un supervisor, cineva care să ne spună fă așa, fă așa, fă așa. Poate așa ar trebui. Nu știu, poate așa vrea președintele. Obraznici. Poftiți? Sunteți obraznici acolo. Suntem obraznici că vrem să ne facem, că vrem să ne facem, să ne facem treaba. Și încă o dată, repet, am înțeles că adunarea generală de ieri n-a fost statutară. A fost statutară, vreau să-i spun domnului președinte că a fost statutară. Nimica nu-i statutară. 60... Nu, în afară de mandat domnului Lazar, nimica nu era. Da, da, domnul Lazar este veșnic și de acolo era la spital. 64% din capitalul social a fost prezent. Am discutat exact ceea ce am avut în ordinea de zi. Ordinea de zi a fost publică, iar hotărârile pe care noi le-am luat sunt publice. După ce vor fi registrate la Oficiul Registrului Comerțului, pot fi consultate de acolo sau de pe site-ul instituției. Cred că deja pe site-ul instituției au și fost puse. Deci n-am discutat absolut nimic, n-am discutat despre licitație, n-am discutat despre contracte, pentru că nu-i treaba noastră. N-am discutat. Nu. E adevărat că a fost o solicitare din partea mea și din partea colegilor prezenți ieri la adunare de a vedea o posibilitate, nemai existând în acest moment această obligație de a asigura sursa de finanțare prin creșterea prețului, de modificarea prețului la apă și la canal după luna aceasta. De mărire sau de scădere? Nu. Ce înseamnă modificare pentru... Deci să vedem în primul rând care este evoluția prețurilor la elementele care concură la prețul final al apei. Energia electrică, știți foarte bine, a crescut începând de la 1 iulie cu 8%. Gazul metan, este vorba mai puțin, dar pe epurare avem și nevoie de gaz metan. Se pare că a crescut cu 3%. Există indicele de inflație, există indicele de modificare a regimului de salarizare, pentru că și acolo avem sindicat, avem oameni care trebuie să aibă până la urmă venituri real pozitive, nu? Și forța de muncă, probabil că va crește, costurile cu forța de muncă mi se pare corect să crească cu indicele ratei inflației pentru a menține un venit de un nivel de trai real pozitiv. Deci să nu avem o scădere. Dar astea sunt doar deocamdată unele supoziții. Am întrebat și despre celebrile pierderi de apă. Aici sunt alte discuții și sper că în foarte scurt timp să venim cu un punct de vedere și să-l prezentăm publicului din județul Neamț. Și fac următoarea precizare. Rețelele de apă, știți a cui sunt? Ale Consiliului Județean, știe toată lumea. Cel puțin oamenii care citesc și se uită la noi știu sigur. Mă bucur. Deci nu mă știu bucur. Ce știu ceilalți deci de la alte publicații, dar eu știu. Mă bucur nu. Că cititorii dumneavoastră nu-i sunt oameni nu. Avizați. Da? Da, și fac următoarea precizare. Dacă ai primit o găleată spartă, da? Păi, care a apă cu găleata spartă? Dar totuși să mă iau de dumneavoastră puțin, pentru că am văzut cu cei de la UNPR, foarte urât din partea lor, foarte urât, nu v-au spus nimica și mie mă mânca limba să vă spun atunci, în Consiliul Județean. Da, vă rog. A spus de troleibuzul. Troleibuzul a fost preluat de un om al UNPR, categoric. A fost preluat într-o situație jalnică, cu datorii, cu tot. A închis robinetele, acum este pe profit troleibuzul. Nu știu de ce cei de la UNPR nu v-au tăiat atunci ce spuneați dumneavoastră, să vă spună domnul Dan Constantin, dar e pe profit firma. Da, și? Deci, ce este neregulă? Deci fac apel la memorie și mă gândesc la 2004, anul în care eram în Consiliul Județean, vremelnic președinte și tot așa am preluat societatea Troleibuzul cu niște pierderi imense și am adus în Consiliul de Administrație doi specialiști cu care eu lucrasem în compania americană și după 6 luni de zile, deodată societatea a devenit profitabilă. Și acum noi am văzut cifrele comparative același cu anul trecut. Același lucru am făcut și cu societatea Drupo, care am luat-o de pe minus și am dus-o pe plus. Nu discutăm de APASER, pentru că lucrurile la APASER întotdeauna au stat într-un alt registru. Bun, la troleibuz. Ce neregulă acolo? Că a spus că o să faceți ordine și acolo. Deci noi vedem plus. Deci, față de anul trecut este cu plus totul. Deci eu am spus că la troleibuzul, observațiile mele au fost făcute asupra modului în care ne-a fost prezentată situația de acolo. Deci nesemnată... Sunteți de acord că este singura firmă a Consiliului Județean care a ieșit totuși din impas în care era? Da, APASER a fost luată din impas? Nu APASER. APASER este o chestie care nu chiar ia județului, am putea spune. Nici dar și Drupo și... Dar stați puțin, toate sunt... Deci Drupo era... în baie și a rămas acolo, da. Celălalt
societății erau destul de prost administrate și au rămas prost administrate. Nu, mai prost. De ce? Mai prost administrate. Neamț Turismul la data de 31 mai. Trebuie să recunoaștem că aici nu au stat așa, ca să fim, să facem iarăși da, public. Da? Da. Deci mi se pare corect ca pe 5 luni de zile să ai o pierdere de 829 de milioane de lei vechi, banii ăștia de unde vor veni? Probabil că președintele va veni încă o dată și va spune hai să facem o majorare de capital, să le dăm banii oamenilor să-și plătească datorii. Dar trebuie să recunoașteți că UNPR-ul a făcut treabă mult la troleu. Trebuie să recunoașteți asta. N-aveți cum să nu recunoașteți pentru că anul trecut erau cu minus, acum sunt cu plus. Aceeași luni. Comparativ luni. Deci stai puțin. Deci, au avut și ei ceva bun, nu au totul rău. Da. Au și ei ceva bun. Stai puțin, de ce facem această egalitate între UNPR și troleibuzul? Eu nu știu dacă doamna director reprezintă UNPR-ul, dar acolo există un consiliu de administrație. Din câte știu eu, lucrurile sunt împărțite privind coloratura politică a celor care au fost sprijiniți sau susținuți de a intra în Consiliul de Administrație. Adunarea Generală a Acționarilor e format din 6 și sunt 2 de la PSD, 2 de la PDL, 1 de la UNPR, 1 de la PNL. Care e problema? Unde e UNPR-ul? Marele realizare al UNPR-ului? Nu. Deci, totuși doamna a fost propusată acolo de domnul Tăriță. Știm treaba asta. Foarte nu bine. Putem dăm, deci, foarte bine. Felicităm conducerea de la troleibuz. Asta am vrut să aud. Același lucru trebuia să ceară de la dumneavoastră UNPR-ul. Nu știu ce nu l-a cerut. V-a lăsat atunci da. Să vorbiți în ședință. Domnul Iosu, și la troleibuzul veți vedea în scurt timp că în continuare există canale de picorare. Absolut, da? Absolut, fără nicio discuție. Chiar întâmplarea a făcut zilele trecute. Vă dau nume de două cărțile acolo. Da, am primit o informare, o sesizare de la un coleg de-al nostru, consilier, în care vorbea de anumite societăți abonate și acolo la anumite lucruri. Dar eu nu vreau să fac niciun fel de... Nu vreau să fac... De ce credeți că sunt 2-3 care țin cu dinții și de troleu? Asta deci, e situația. La momentul potrivit, toate lucrurile acestea le vom face... Deci, întorcându-ne la apă... Vă rog. Să nu mai discutăm de preț, că efectiv mă obosește. Din 2009 știam cât se va mări prețul în 2013 și știa toată lumea care este măcar puțin interesată de acest subiect și absolut toți jurnaliștii știau, se va mai mări în continuare prețul la apă sau de acum este liber la găsit soluții eventual de micșorat? Deci, din acest moment, întrucât în județul Neamț, sau cel puțin aici la Piatra Neamț, pe partea de epurare în care, făcând o comparație a prețurilor pe epurare la nivel regional, eram undeva pe locul al treilea. De ce? Pentru că în ceea ce înseamnă epurarea, stația de epurare este la gradul maxim tehnologic în acest moment. Deci avem aproape cum o ia. Deci avem în momentul ăsta treapta a patra de epurare biologică, lucru pe care nici unul din vecinii noștri în acest moment nu îl au. În momentul în care și celelalte companii din zona noastră, aici vorbim despre Moldova sau dacă vreți undeva până pe la București, vor finaliza și ei aceste programe, prețul la epurare apelor în toate județele va avea o creștere semnificativă. Și noi putem să stagnăm în timpul deci ăsta? Noi, în momentul acesta, nu mai avem niciun fel de element care să ne conducă la o creștere mai mare decât influența energie electrică, inflație, aceste utilități și creșterile salariale normale care țin de rata inflației. Deci prețul la epurare nu va mai trebui să crească de mult. La apa retur. La apa de retur. Ei, în ceea ce înseamnă prețul la apă, știți foarte bine și iarăși nu vreau să vă jignesc telespectatorii, rețelele apăsări mai vechi de 30 de ani, peste 50%, mai vechi de 40 de ani, 20%. Deci noi am făcut un calcul, cam jumătate din apăsări de rețelele lor trebuie să fie de rețelele Consiliului Județean la administrație de apăsări, trebuie să fie la casare, sunt casate. Bunuri de retur. Ei, acum, pe acest proiect cu finanțarea aceasta de 109 milioane, asta se face. Extinderea rețelelor de apă și vor fi mult mai mulți utilizatori. În momentul în care utilizatorii sunt mai mulți, pierderile nu mai sunt, deși influența pierderilor iarăși este alta. Nu putem spune că dacă pierderile sunt de 40%, influența asupra prețului este de 40%. Nu, influența este, dacă e 40%, e cam 25% din 40%, deci ar veni undeva
la vreo 8%, da, este, până 10%, da, este, da, este influența. Deci, în momentul în care, 2014, probabil cu o extindere până în 2015, se va finaliza și acest proiect. Va crește numărul de utilizatori, da? Atât pe apa albă și cât și pe apa uzată, deci va crește volumul producției. Eu spun că prețul la apă va rămâne în aceiași parametri și există tendințe, există posibilități de scădere. De-aia mai pun o întrebare, domnul Iosuf. De 20 de ani, a scăzut prețul la energia electrică vreodată? Nu. Păi au acolo băieții deștepți. De vreo 20 de ani, a scăzut prețul la gazul metan? Nu. Nu. Ieri se vedea la Lider un gaz pe aici, prin oraș. Da, am auzit și eu. De fapt, a trebuit să ocolesc. Era la Lider. Deci, vedeți. Eu o să vă pun acum și câteva întrebări care oricum vi le va pune cineva sau le stă pe limbă la foarte mulți sărbători. Unde merg contractele astea de la PASER? La PDL sau la PSD? Nu pot să fac niciun fel de afirmație, ar fi incorrect, nu știu. Eu mă întreb, las să răspunde ce vreți. Nu știu și din ce mi-au spus unii dintre cei care au avut acces, cei care au participat la licitații, toți se reprezintă firme mari la nivel european. Regretul meu este că nu există condițiile sau firmele noastre românești de aici, din județul Neamț, nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate singure ca să poată să ducă un proiect de genul acesta. Probabil că la următoarele, în momentul în care vom acumula și noi experiență, sunt unii care au experiență de, eu știu, 60-70 de ani. Noi vorbim de firme românești care au o experiență de cel mult 20 de ani, pentru că am schimbat absolut tot după 1989, nu? Ei sunt oameni care capitalizează experiență de zeci de ani și o experiență financiară. Iar acești bani sunt bani europeni și noi jucăm după regulile impuse de finanțatori, de Uniunea Europeană, de cei care dau bani. Regretul meu ăsta este, știu că foarte puține firme din zona noastră îndeplinesc în acest moment criteriile de eligibilitate. Îmi doresc ca în viitor cât mai mulți din locuitorii județului Neamț, beneficiari, să poată să fie și calitatea de prestator de servicii, să lucreze într-o companie românească care reabilitează rețeaua de apă din județul Neamț. Dar mai am încă o precizare. Probabil că e în premieră, că nu v-a spus-o nimeni. Pentru că în discuțiile cu cei de la APASERV ne-am pus această problemă, ce facem cu rețeaua existentă. Bun de retur de la Consiliul Județean și cred că în foarte scurt timp vom veni cu un proiect pe care îl vom prezenta în Adunarea Generală a Acționarilor, în care să creăm un compartiment în cadrul societății APASERV care se ocupe de lucrul acesta, de reabilitarea rețelelor, de proiectare, de branșamente, nu? Să nu mai... Deci să mai papeși alții ceva acolo la PASER. Asta societatea. Va fi explicat. Nu, societatea. Deci în momentul acesta, aceste lucruri sunt făcute de terți. De ce să nu le facă societatea? Deci vrem să aducem, să rămână acești bani de dezvoltare, să rămână în cadrul societății și... Ca să-i pape cine? Cine papă banii de la APASER? Nu-i papă nimeni. Și sunt banii lor ai lui APASER și lucrează ei pentru lucrul acesta. Mi se pare corect lucrul acesta. Și chiar vreau să apreciez că în cadrul Consiliului Județean am găsit înțelegerea de la consilierii, colegii noștri, am făcut un amendament la buget, am acordat sumele necesare pentru achiziționarea unui utilaj specializat, o macara, am dat sumele necesare în vederea achiziționării a două dispozitive, mașini, tocmai pentru a vedea traseile și a putea seziza cei care sunt branșați ilegal la sistem. Câtă bătaie o să aveți de cap, o să găsiți branșați pe cine nu trebuie. Probabil. Haideți să vedem, în final, vă rog, un mesaj care să-l transmiteți domnului președinte sau celor care vă acuză în permanență, pentru că văd că sunteți în centrul atenției
din punct de vedere a pasierului. Auzi că a intrat și domnul Borcea nevinovat. A intrat și el în malaxor. Dar dumneavoastră, un mesaj strict pentru domnul președinte. El nu a vrut să vină să vă spună în față sau să vorbiți în față, deci, dar... În primul rând, eu nu am nimic cu președintele Consiliului. Chiar făceam o glumă zilele trecute, m-am dus să iau presa locală și m-a întrebat vânzătorul ce mai fac. Și am venit să văd și eu ce am mai făcut, ce mai scriu cei din media că am mai făcut în ultimele zile. Deci eu vreau să asigur în primul rând toți locuitorii județului Neamț, că în ceea ce ne privește pe noi, consilieri care reprezentăm interesele Consiliului Județean în adunarea generală a acționarilor la APASER, ne facem datoria și milităm să găsim soluții împreună cu Consiliul de Administrație, conducerea executivă a societății pentru creșterea gradului serviciilor oferite și probabil că în viitor creăm condițiile pentru a micșora acest mult discutat preț la apă. Două vorbe pentru final. Se spune că în Piatra Neamț este cel mai mare preț la apă. E fals. Pe locul 14 și e toată lumea. Deci ai noștri cititori nu știu. Mă bucur că mă bucur că cititorii noastre știu adevărul, că ați fost cel care ați publicat acel clasament. Deci sunt niște chestii mediatice făcute, orchestrate de președinte ca să arate, să-și mascheze neputința. Un an de zile în care n-a venit cu nimic concret în județul Neamț. Îmi pare rău pentru dumneavoastră și îmi pare rău pentru cei care ne-au ales, l-au ales, că nu reușim să facem nimic. Știți cum este? De multe ori, într-o bătălie, contează generalul. Pe mare, contează capitanul vasului. Noi avem ceva probleme cu capitanul vasului aici, în județul Neamț. Vă mulțumesc și... Stați liniște că nu scăpați de noi, vă luăm în continuare la... Rămân întotdeauna deschis și voi prezenta întotdeauna... Poate vă prindem cu domnul Tălăță împreună la o emisiune. Aștept. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.